Bună dimineața tuturor! Vă rog să-mi scuzați fața, dar astăzi m-am trezit foarte bine dispusă și cu chef de vlog, așa că astăzi am să vă port cu mine pe unde merg. Nu o să merg nicăieri foarte special. Aș vrea să vă împărtășesc că ieri a fost ultima mea zi la servici. A fost o zi plină, deoarece a fost sărbătoare aici în Cipru. Evident, toată lumea a venit să mănânce și a fost super plin. În fine, să trecem peste asta. A fost totodată o zi nostalgică pentru mine, deoarece, fiind ultima mea zi de lucru, mă gândeam, am făcut-o și pe asta. Și da, deoarece este o zi superbă, m-am gândit să ies puțin din casă, să mă plimb și să mai văd împrejurimile, deoarece nu se știe când mă mai întorc în această țară. Da, haideți să vă arăt cum este afară. Este o zi superbă, după cum am spus. Soare. Este foarte cald. Puțin vânt, dar nu este nicio problemă. Da. Și acum am să merg să mă pregătesc și ne revedem peste puțin timp. I search the earth for you. Wading to the furthest oceans, I made my way through. Just going through the motions, I left to chase my dreams. I found my way to you. Oh, I can see the homeward beams like stars that shine for you. No. Aș cam vrea să vă arăt ținuta zilei, ca să spun așa. Am o cămașă care este de la Terra Nova. Am un maieu care este, nu știu de unde, tot de la Terra Nova, dacă nu mă înșel, nu știu exact. Am niște pantaloni scurți, tot de la Terra Nova, se pare că astăzi este ziua Terra Novei. Și am niște încălțăminte de la Bershka. Îmi plac foarte mult, sunt foarte comozi. Trebuie să recunosc că la început nu au fost foarte comozi, dar până la urmă s-au obișnuit cu piciorul meu și sunt ok acum. Am să pornesc și eu la drum. Este puțin soarele este destul de bine. Am să vă arăt imediat strada mea preferată. De ce preferată? Pentru că îmi place foarte mult că se vede marea. Vă arăt acum. Ta-da-da! Nu știu exact dacă vedeți până acolo, dar departe, chiar la finalul străzii, se vede marea. Sper din tot sufletul că m-auziți și dacă nu, am să pun subtitrare ca să m-auziți ce spun. Da, acum se poate vedea mult mai bine despre ce vorbesc, se vede. Datorită vântului, ia uitați-te de valuri! De obicei aici mare arată exact ca și un lac și nu exagerez, nu sunt valuri, nu nimic. Dar, mă rog, acum marea este superbă, plină de valuri și pescari, uitați pescari. A fost atinsă de niște picături de apă de la valuri. Regret că nu o să pot să fac baia anul acesta în mare, dar cu siguranță voi face în altă mare. Mama, acest vânt este incredibil! Acesta este fortul din Larnaca.
foarte frumos înăuntru, de asemenea poți să mergi deasupra, am fost odată, privirea este superbă, dar sincer nu prea ai ce să vezi înăuntru, că nu este foarte amenajat. Dar acum recent, anul trecut l-au restaurat, nu arăta așa înainte, acum arată superb, acela de bucurie. Și iată lunga și minunata și aglomerata și superba faleză al Arnacăi, se numește Finicudes. Aici tot timpul este aglomerat, că e zi, că e noapte. Aici se organizează și paradele care au loc de fiecare dată când este sărbătoare. Aici, pe partea dreaptă, dreapta mea, se află marea, plaja. Iar pe partea stângă, tot ce înseamnă restaurant și club. Și bine, cluburile sunt mai în oraș, dar cafenele, primăria de asemenea este tot pe strada aceasta. Acolo în față se vede portul. Este portul turistic. De acolo se organizează totul de excursii cu barca, cu vaporul. Restaurante, mă rog, fast food și tot așa mai departe. Îmi plac foarte mult aceste flori, tot timpul sunt flori aici. Cei de la Hachetaj au o înghețată minunată, dacă v-ați încercat-o până acum, trebuie să încercați. Vreau să-mi caut și eu un loc unde să beau o cafea, că nu mi-am băut cafea încă și eu ador să beau cafea. Îmi place foarte mult. Și cred că am să mă pun la Coffee Corner. Au cafea destul de bună. Undeva unde să fie și priză, că telefonul meu în curând va muri și nu știu dacă o să mai pot să filmez pentru voi. Da, acesta este Coffee Corner. Și priză, yay! Și ia uite priveliște de afară. Thank you very much, thank you. Și ceva de mâncare foarte bun. Nu știu dacă voi le știți, dar eu le ador pur și simplu. Da, cam acesta este meniul meu. Ia uitați-vă și voi ce virgulă, cer minunat. Chiar îmi place foarte mult când arată așa și norii sunt superbi. Ce să vă spun, că m-am gândit să fac niște vloguri. Sper din tot sufletul că m-am auzit. Da. Am spus că vreau să fac niște vloguri și aș vrea să vă întreb dacă preferați să am un alt canal, să le pun pe un canal diferit. Și aș vrea să vă întreb încă un lucru, dacă ați vrea să vedeți vloguri decât o dată pe săptămână și să fie puțin mai lung, sau dacă ați vrea să fie un vlog pe zi și asta înseamnă să fie undeva la până în 5 minute fiecare vlog, să zic așa. Nu știu, mă gândeam să fac acest lucru și aș vrea să aud și părerea voastră, deoarece canalul meu vreau să fie pe placul vostru și să vă placă și vouă. Și bineînțeles că și părerea voastră contează și vreau să vă implic și pe voi în anumite decizii care nu neapărat sunt foarte importante de luat decât de mine. Și da, nu știu, lăsați-mi în comentarii și aștept răspunsurile voastre. Înainte să mă întrebați, aș vrea să vă spun eu, vă rog să faceți puțin abstracție de sprâncenele mele. În momentul de față le cresc și
Da, aștept să merg acasă, să merg la mama mea, să mi le aranjeze puțin, deoarece eu mi le-am cam stricat și vreau să revin la o formă frumoasă și cât de cât naturală. Și de aceea arată așa, nu știu dacă se vede, dar mă rog, am conștientizat după ce am văzut și eu un clipuleț filmat că mi se văd îngrozitor și nu aș vrea să vă speriați puțin de mine. Da, deci de aceea am un pic sprâncenele puțin cam masive și nepensate. Este pentru puțin timp și este pentru binele lor, să zic așa. Tot prin această cale aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul vostru, pentru comentariile frumoase care mi le lăsați și totodată pentru faptul că v-ați abonat canalului meu și faptul că, și pentru faptul că mă urmăriți. Acest lucru înseamnă foarte mult pentru mine și sinceră să fiu, nu credeam că o să ajung într-un timp atât de scurt să mă urmărească atâta de multă lume. Sunt foarte plăcut surprinsă și sper din tot sufletul să nu vă dezamăgesc și totodată aș vrea să vă rog și pe voi să veniți cu tot felul de idei, de lucruri care v-ar plăcea să le vedeți pe canalul meu, deoarece părerea voastră este importantă, ca să nu zic foarte importantă pentru mine. În primul rând, fac ceea ce îmi place, am gândit dacă fac ceea ce îmi place și tot ceea ce înseamnă filmat și uploadat de videoclipuri pe canalul meu înseamnă că îmi place și înseamnă că îmi place foarte mult ceea ce fac și da, tot timpul îmi place foarte mult să comunic cu voi și să răspund la comentariile voastre. Chiar simt o conexiune cu multe dintre voi și mi-ar plăcea să fie tot mai multe persoane care îmi lasă comentarii, deoarece simt că prin acest lucru interacționați și voi cu mine, nu doar eu cu voi, deoarece, vă dați seama, eu vorbesc cu voi, dar nu știu cui mă adresez și atunci, în momentul în care îmi scrieți voi comentarii și vă răspund la acelea, nu știu, vă simt puțin mai aproape și parcă sunteți prietenele mele, de ce nu? Vă mulțumesc încă o dată pentru toate cuvintele frumoase și sper să nu vă dezamăgesc și să mă urmăriți cu drag în continuare. Da, tocmai am plecat și eu de la cafea. Acum mă îndrept spre casă și să încep să fac bagaje și să aranjez puțin prin casă, că e dezastru. Imediat o să ajung la o biserică și aș vrea să vă arăt că este superbă. În stânga avem Marea, acolo, nu știu dacă se vede de dubiță. Aici este biserica. Se pare că au pus deja ornamentele de Paști. Cât de drăguț! Aici este biserica, este foarte drăguț. Am să merg un pic mai încolo să vă arăt. De data aceasta am să o iau printre blocuri, nu mă mai duc pe mare. Ca să vă mai arăt puțin străzile orașului. Nu o să fie și această zonă la fel de frumoasă cum este centrul orașului. Am observat că în mare arhitectura este cam aceeași cu a noastră, dar totuși cu părți puțin diferite. Destul de multe clădiri abandonate, ca să spun așa, dar și acestea merită menționate. Cred că țara asta este
renumită din punctul meu de vedere pentru străzile înguste pe care le are și când te gândești că pe aici circulă mașini, ar fi aceasta. Ia uitați-vă cât este de îngustă această stradă. La noi în România, cel puțin în Cluj, toate aceste străzi sunt mai mult pietonale, nu mai circulă mașinile. Voi trece pe lângă un magazin unde se vinde ceramică făcută de mână. Să fie acolo un curcubeu? Voi ce ziceți? Nu știu ce să zic. Pare a fi un curcubeu, nu-i așa? Și iată și ceramica. Niște copăcei înfloriți acolo sus. Nu știu ce fructe sunt acestea. Nici nu știu dacă sunt comestibile sau nu. Aveți idee ce fructe sunt acestea? Nu prea știu ce fructe sunt acestea, dar mă rog. Aici este un lămâi. Ceea ce îmi place în țara asta că copacii de pe stradă sunt exact lămâi, portocal, mandarin, pe lângă palmier, evident. Și este un lucru puțin neobișnuit comparativ cu România. Un cactus imens. Acesta este un fruct de-al cactusului. Până să vin aici nu știam că, virgulă, cactușii au fructe și mai mult decât atât se și mănâncă acestea. Nu știu, voi știați acest lucru? Eu habar nu aveam. Ia uitați cât de mare este, imens. Și am ajuns și eu acasă, în final, după o plimbare destul de lungă. Tocmai am venit de la cumpărături, am fost până la Lidl. Am conștientizat că nu avem nimic acasă să fac de mâncare. În drum spre casă, de la cafea, după cum v-am spus că am fost la cafea, am intrat până la Beauty Care și am avut nevoie de un balsam de buze, că mi s-au terminat toate. Evident că am ieșit cu două balsamuri de buze, evident, nici nu se putea altfel. Așa arată ambalajul, adică plăsuța care mi-au dat-o de la Beauty Care. Mi se pare foarte drăguță. Am decis să-mi cumpăr acest balsam de buze care este hrănitor cu aromă de iasomie. Arată așa. Așa arată. Nu știu dacă se vede foarte bine. Miroase excelent. Chiar îmi place foarte mult cum miroase și, într-adevăr, este la fel de hrănitor, după cum spune. Al doilea balsam de buze pe care l-am cumpărat este acesta cu... care se numește Strawberry Crush. Este din acela care este foarte greu comun. Da, așa arată. Miroase super bine. Este așa. Uite că scrie pe ambalaj că este cu gust de căpșuni și este aromatizat cu almond oil. Miroase super bine. Sincer, nu l-am testat încă, dar am să fac acum. Îmi place și se simte foarte bine pe buze. Chiar îmi place și miroase foarte bine acum. Da. Și acum am să mă apuc să fac de mâncare. Am pregătit, vreau să fac niște cartofi copți la cuptor cu cremă de brânză și niște pui. Puiul nu știu exact cum îl voi găti, dar cu siguranță voi reveni cu detalii pe parcurs. Cam așa arată cartofiorii înainte să-i bag la cuptor. Am făcut un amestec cu ulei de măsline și oregano, care am pus deasupra. Este timpul ca aceștia să intre la cuptor și să vedem cum ies. Am vrut să vă spun despre aceste chestiuțe, care sunt niște fructe învelite în ciocolată. Am luat aceste căpșuni cu ciocolată albă și am mai luat
zmeură în ciocolată. Sincer, credeam că o să fie mult mai bune decât sunt. Într-adevăr, sunt foarte dulci și au exact așa arată ca și pe poză, dar consider că, nu știu, parcă căpșunii sunt foarte uscați, nu știu, ok, folosesc, cred că sunt fructe uscate sau deshidratate, dar sunt mult prea uscați decât ar trebui să fie. Nu știu, oricum, sunt așa una peste alta, sunt destul de gustoși. Nu știu, voi i-ați încercat? Eu, e prima oară când îi văd în Lidl. Nu știu, să-mi spuneți și voi dacă ați mai văzut așa ceva. Eu nu prea. Așa că am decis să le încerc și nu știu. Nu știu dacă o să le mai cumpăr încă o dată, dar așa merg o dată. Vorba lui tata. Cam așa arată puiul. Încă nu este gata. Vreau să se prăjească puțin mai mult. Curând am să revin cu masa finală. Sper că nu vă fac poftă pe această cale. Și cam așa arată cina din seara asta. Avem cartofii, puiul, castraveți și morcovi împreună cu crema de brânză. O să mâncăm acum. Și cam acesta a fost vlogul de astăzi. Vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit și ne revedem mâine. Noapte bună! Pa, pa!